Bună ziua, stimați telespectatori de CNews TV, stimați cititori de CNews. În platoul emisiunii noastre, astăzi, doamna Ioana Constantin, Partidul Mișcarea Populară, Sărmâinile Distinsă. Doamnă, mulțumesc, bine v-am regăsit. Noi. Avem și o dată aniversară absolut rotundă, 562 de ani de la crearea Bucureștiului. La prima atestare istorică a Bucureștiului, da. Să zicem, da, atestare e corectă. Poate l-au creat cu vreo 200 de ani înainte. Dar, e prima dată când apare așa în atestările istorice. Neavând atâta medie cum este în... Cum este acum, da. De pe vremea lui Vlad Țepeș. Mai. Da. Înainte de Vlad Țepeș. Mm-hmm. Când a fost Vlad Țepeș? 1456, da, cred. Așa pe acolo, da. 1462. De acolo avem prima atestare istorică, dar nu vorbim despre asta, nu? De ce ar veni să ne spună păi, și nouă fiindcă cineva. Probabil că ulițele sunt doar un pic diferite și mizeria de atunci, mă rog, erau... Eu cred că era mult mai curat și mai îngrijit. Credeți sincer, că era, nu erau peturi? Da, da. Noi am această convingere că erau mult mai atenți la cum arată urbea lor, cetatea lor, dacă așa o numeau, da, cetatea București. Cetatea lui Bucur, da. Da, da, sunt convinsă că o îngrijeau mai mult. Știți, trebuie să ai o adică trebuie să privești o comunitate ca acasă, să o îngrijești ca pe propria ta casă. Dacă n-ai niciun fel de atașament, niciun fel de dragoste, dar pentru locul ăla, asta arată lucrurile cum arată. Știrea pe care ne-ați dat-o data trecută cu domnul Nicușor Dan, care demisionează la două zile, așa, a devenit virală, da, știți? Da, da, dar s-a și confirmat asta. După aia din mai s-a multe și confirmat surse, văzut, în numeroase da. Surse. Da, da. Totuși, e o întrebare adiacentă. Cine-i rupe demisia lui Nicușor Dan? Că îți dai demisia și pleci. Dânsul se pare că o înmânează. Da, domnului Orban sau cui? Cuiva, da, probabil, nu știu, acum... Nu știu cine îi rupe, dar ar putea să scrie la calculator și să o trimită direct. Poate nu mai are cine să o rupă, mă gândesc, nu știu. Vedeți, e foarte interesant la domnul Nicușor Dan. Demisionezi din funcția de președinte de partid, vrei să demisionezi din funcția de primar, că mai demisionează oamenii, pleci din diverse locuri, sigur că da, e normal. Dar domnia asta e foarte interesant, că nu face față în momentul în care ajunge să managerieze ceva de la un nivel foarte înalt. Asta ar trebui să ne pună o problemă dacă vreodată îl mai întâlnim pe vreun buletin de vot tuturor. Pentru că omul pur și simplu nu face față unei situații în care trebuie să gestioneze pur și simplu oameni, resurse și are o anumită presiune. De acel moment nu mai face față și vrea să demisioneze, vrea să plece. E demonstrat, e nu știu câta oară când se întâmplă. Doamnă, am aflat informații, mă rog, de la dezvoltatorii imobiliari cu care noi nu suntem prieteni, fiindcă am avut mereu această politică să oprim construcția de blocuri între case. Ceea ce în București deja întâlnești la tot pasul, sunt zone întregi, distruse în acest moment. Da. Dar totuși dezvoltatorii ne spun așa, el a blocat construcțiile în București, domnul Nicușor Dan. Ei, mă rog, mai au acum front de lucru, dar ca să creeze un alt front de lucru, e foarte mult cu procesul birocratic, cu hârtiile. Da. Și rezultă că va fi vreun an, un an și ceva, când nu o să aibă ce să construiască în București. Ori oamenii vor pierde muncitorii, muncitorii vor pleca, că n-ai cu ce să-i plătești. Utilaje, credite, leasing-uri și așa mai departe. Se gândește cineva la această catastrofă, fiindcă totuși industria asta a construcțiilor, care ar trebui bine reglementată, nu? Că ai suficient loc să construiești blocuri la blocuri, case la case, aduce un produs intern brut semnificativ și României, și Bucureștiului, și taxelor locale. Deci ce se întâmplă în acest moment? Nimeni nu vede așa ceva? Vor fi foarte multe procese care vor fi pornite de către aceste companii, de către acești dezvoltatori imobiliari cu primăria. Contează dacă acolo va mai fi sau nu domnul Nicușor Dan. La un moment dat, unii dintre ei vor câștiga aceste procese, departe de mine de a avea vreo empatie sau vreo prietenie cu acești dezvoltatori imobiliari, dar... Ei vor câștiga aceste procese, este orice jurist va spune asta și în acel moment va trebui să plătească primăria, adică noi. Asta se va întâmpla la un moment dat. Până atunci se va întâmpla ce spuneți dumneavoastră, aceste firme își vor opri activitatea, deci muncitorii nu vor mai putea fi plătiți, se vor întoarce pentru că majoritatea sunt din București la orașele din care provin sau vor pleca în străinătate sau acești dezvoltatori imobiliari vor merge către alte zone din țară, către alte orașe sau în fine alte regiuni. Însă, știți, domnul Nicușor Dan avea acest obicei când era ONG înainte să fie primar. Pornea tot felul de procese, oprea tot felul de astfel de construcții și apoi, nu știu, găsea o formulă de a se înțelege cu acești dezvoltatori imobiliari și făcea uitate lucrurile. Așa e când alegi un primar care e mai prieten cu dezvoltatorii imobiliari decât ai crede.
este domnul Nicușor Dan mai aproape din zona asta. Da, acum le-a dat o lovitură grea. Da, pentru că probabil nu au răspuns la ce și-a dorit. Credeți că Nicușor Dan, toată dragostea, e înclinat spre partea asta financiară, nu știu, oneroasă? Există o legendă urbană care spune că domnul Nicușor Dan pornea aceste procese și apoi găsea formule de a se înțelege cu acești dezvoltatori imobiliari. Așa spune o legendă urbană. În partea asta, la sectorul 1, ce facem? Așteptăm să doamna Armand să recunoască într-un final că n-a rezolvat problema gunoiului, dar nu cred că va recunoaște niciodată. Problema este că în continuare sectorul este foarte murdar. Adică chiar și după acest protocol pe care domnia sa l-a încheiat, sigur, cu reducerea curățeniei, cum v-am explicat data trecută, că nu s-a redus niciun tarif, este în continuare foarte multă mizerie și eu înțeleg că protocolul pe care dânsa l-a încheiat cu Romprest nu a fost aprobat de Consiliul Local. Ceea ce înseamnă că, mai departe, el nu corespunde, deci, regulamentului de salubritate, pentru că există la nivelul municipiului București un regulament care reglementează foarte limpede aceste frecvențe și companiile care intră, de exemplu, în sectorul 1, companiile de salubritate, trebuie să respecte reglementările din acel protocol de salubritate. Ori protocolul pe care doamna Armand l-a încheiat cu Romprest nu respectă acest regulament de salubritate, e un fapt recunoscut de toată lumea, inclusiv la nivelul Consiliului Local, pentru că nu respectă acele programări, acele frecvențe de curățenie care trebuiau făcute. Iar, înțeleg că la nivelul primăriei capitalei a fost întrebată deja compania de ce nu respecti regulamentul de salubritate. Iar Romprest a spus, da, dar eu am un protocol cu primarul de la sectorul 1, care s-a înțeles cu mine pe o altă frecvență a curățeniei. Și apoi doamna Armand a fost întrebată despre acest protocol care nu respectă regulamentul de salubritate și înțeleg că a trimis o adresă către Primăria Mare, da, în care spune că nu a fost aprobat de Consiliu acest protocol. Deci suntem tot într-un fel de ilegalitate, înțelegeți? Nu, deci doamna Armand încurcă niște hârtite, nu mai înțelegi nimic și vine pe Facebook și ne spune că a rezolvat problema. Nu a rezolvat nimic, însă este într-un hățiș din ăsta de documente și de birocrație care nu mai este nici măcar legal. Nu vă mai spun că am descoperit cu toții acum o săptămână sau două că firma care a câștigat pe starea de alertă, vorbesc despre REBU, nu avea autorizație de funcționare la nivelul municipiului București. Păi și tu cum ai încheiat ca primărie un astfel de contract? Nu e penală chestiunea asta? Eu înțeleg că n-ar trebui să plătească în primul rând primăria sectorului 1 acest contract. Deci dacă plătește, e penal. Da, eu asta înțeleg din ce am mai discutat cu juriști și înțeleg că nu a avut toate avizele de la toate subordonatele care trebuiau să-și dea avizarea pe acest contract, doamna Armand. Deci dumneavoastră a făcut niște lucruri, nu știu cum crede. Adică eu sunt primarul, da? Și gata, tu cine ești? Compania. Du-te și ridică gunoiul, că m-am înțeles eu cu tine, primar. Păi, există niște reguli, ai nevoie de niște voturi în Consiliul Local, de exemplu pe protocolul acesta de salubritate. Domnia sa, de fapt, a încheiat ea, a semnat ea, dar acest protocol nu este aprobat de Consiliu. Eu nu înțeleg de unde atâta curaj și atâta tupeu să faci atât de multe abuzuri, să te comporți ca și când nu se întâmplă nimic. Tu ești vătaf. Eu am fost primul om care a spus că e prea scump contractul acesta, cu prea mare costul de la Romprest, dar ca să scapi de acest contract sau să-l renegociezi, trebuie să faci niște lucruri, nu să faci ilegalități și mai mari decât spui tu că a fost acel contract. Păi până una alta, acel contract nu poți să spui că e ilegal. Din moment ce doamna Armand a încheiat un protocol legat de acel contract prin care reduce tarifele, deci a făcut o negociere cum ar veni cu Romprestul, da? Înseamnă că a recunoscut acel contract despre care ne spune că nu există și că e ilegal cu Romprestul. Că la dumneavoastră este o ruptură de logică atât de gravă, eu nu știu dacă pe niște teste elementare ar avea dreptul să fie în această funcție. De logică, nu mai spun de altceva. Eu cred că, lăsați testul, conform a ceea ce am văzut la televizor, în noaptea alegerilor și seriile următoare, n-ar avea dreptul să fie în această funcție. Dar, doamnă, în acest moment, între PNL și USR, vă întreb, fiindcă PMP este în Consiliul Local al sectorului 1. Da, alegerea colegilor. Așa. Da. Între PNL și USR are loc o schismă care i-a dat afară pe toți useriștii, de pe unde i-a prins domnul Cățu, deci a fost fără milă. Dânsul merge pe ideea asta, care probabil că se va materializa, de guvern minoritar PNL-UDMR, sprijinit de alte partide. Da. Așa. În acest moment, în Consiliul Local al sectorului 1, ca să vorbim despre sectorul 1, dar cred că și al municipiului București,
Alianța USR-PNL se rupe, nu? Da. Teoretic. Da. Păi nici nu funcționează la sectorul 1. A, nu funcționează? Nu, la sectorul 1 nu funcționează deloc Alianța USR-PNL. Nu. Bun, fiindcă, stați puțin, domnul Sebastian Burduja e chiar un om cu scaun la cap, cu școală, la drept, la Stanford, la... Da, nu, ei nu sunt deci într-o adevărat alie... Da, da, Burduja, nu, eu îl cunosc pe Sebastian Burduja, este un om, dincolo de faptul că este foarte bine educat și un om de foarte mult bun simț, este un om care chiar înțelege ce se întâmplă și în administrația publică, este parlamentar, este un om foarte bun în zona aceasta de finanțe, a fost secretar de stat Ministerul Finanțelor. Nu funcționează această alianță la sectorul 1. Din când în când, sigur că au mai asigurat cu voturile lor chestiuni care țineau de comunitate, care țineau de cetățeni, dar nu au o alianță, un parteneriat, așa cum înțelegem noi o alianță, nu între două partide. Nu există. Gândiți-vă că până la urmă doamna Armanda a ajuns primar doar pentru că PNL-ul nu și-a pus candidat. Doamna Armanda ar fi fost astăzi primar dacă PNL ar fi avut candidat. Gândiți-vă că numai eu, pe cifrele acestea oficiale, ca să nu spunem altfel, numai eu am avut 8%. Vă dați seama dacă ar fi avut și PNL un candidat, păi doamna Armand niciodată n-ar fi fost primar. Deci această alianță PNL-USR Plus nu funcționează la sectorul 1. Să știți că este cu mare scandal și la sectorul 2, la domnul Mihaiu. De asemenea, la capitală nu funcționează pentru că mai degrabă liberalii îl susțin pe domnul Nicușor Dan, iar useriștii, vă țineți minte ce balamuc au făcut la votarea bugetului, de exemplu. Și nu funcționează pe nicăieri prin țară, la Timișoara, nu funcționează. Eu am fost la Arad în weekend. Nu există niciun fel de înțelegere între PNL și USR Plus la Arad. Deci că nu colaborează, nu se suportă, nu pot avea niciun fel de dialog împreună. Deci aceasta este această alianță despre care ei au tot vorbit la locale, coaliția dreptei, este un mare fake news de fapt. Ei nu se înțeleg, nu pot colabora, nu știu cum ar putea să guverneze, sincer vă spun. Păi și ce urmează? Fiindcă în momentul ăsta avem un primar pe care îl suspectăm că este nelegitim și, mă rog, avem dovezi puternice în acest sens, în sensul că nu e ales de cetățeni. Un consiliu local unde USR e în minoritate, da, cred că e o minoritate severă, cât a luat? 20-30 la sectorul 1 USR? 20 ceva, da. 30, punem în zona asta. Da, dar ei se mai ajută, consilierii de la PSD, să știți. Se mai ajută. Există. PSD-ul face da, există, blat cu există o parte USR-ul? La nu, da, nu cu USR-ul, ci cu doamna Armand. Există o parte între consilierii PSD care doamna Armand mai discută din când în când. Nu pot să cred. Da, 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 mai există. Cum să... Doamnă, dați-ne detalii. Păi cum? Mai există, există. Deci domnul, înțeleg că domnul Tudorache n-a avut capacitatea să-și uple lista de consiliu cu oameni care să fie ai dumnealui sau ai PSD-ului. Și atunci înțeleg că doamna Armand mai găsește câte 2-3 voturi, 4, cam pe acolo, în jur de 3-4 voturi de la PSD, se mai rătăcesc din când în când pe la doamna Armand, așa. Dar din când în când, când sunt lucruri importante de făcut. Să nu-i suspectați pe useriștii aceștia, mă refer la primari, că nu au capacitatea de a găsi forme de înțelegere cu PSD-ul sau cu vechii oameni care au fost în colaborare cu PSD-ul. Vedeți, inclusiv la sectorul 2, domnul Mihai s-a înțeles foarte bine cu firma de salubritate, a mărit tarifele până la cer, a funcționat pe tarifele vechi care au fost ale primarului PSD, nu știe lumea, a și cheltuit bugetul acela și terminat de cheltuit, acum are nevoie de alți bani pentru firma de salubritate, deci să nu-i bănuim că ei nu pot găsi forme de înțelegere cu PSD-ul, e doar la televizor, în rest au aceleași metehne. Când vreodată în primăria sectorul 1 a fost asemenea haos pe numiri, pe posturi, pe concursuri aranjate, nici alea nu au fost în stare să le treacă, a încercat să-și pună un om la comunicare, a picat săracul concursul. Am văzut. Și este mai rău ca în bancurile alea cu PSD-ul. Persoana sinistru, alminter, da, asta da, și l-a luat acolo. Doamnă, uitați, apropo de ceea ce ne spuneți, noi o să-i telefonăm domnului președinte interimar al PSD sectorul 1, domnul Florin Manole. Da, Manole, da. Un om onorabil al minter, să-l întrebăm. Nu, domne, să vă spună luați, că nu. Luați. Păi noi o să cităm ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci, la PSD, la partidele politice în Consiliul Local, aveți legea aceea. Dacă se retrage sprijinul politic, Consiliul Local pleacă, nu? Da, e... Deci dacă are astfel de oameni, de mult puteau să fie dați afară. Nu se întâmplă asemenea lucruri, ce aveți. Mai e un mare blat așa generalizat, să știți. Eu nu mai am astfel de speranțe că o să dea afară vreodată cineva pe cineva. Nu? Domnule, până acum s-a vorbit mereu de un blat PSD-PNL. Ok, poate că există și argumente, poate că există. Dar de un blat PSD-USR, eu așa ceva n-am auzit. Nu, punctual.
punctual pe anumite comunități, anumite primării, să știți că există, pentru că e vorba de interese. Dacă primarul, indiferent, este de la USR sau de la PSD, dacă răspunde intereselor părții celeilalte, e în regulă, voturile merg, curg. Știți cum se face în administrație. Nu, și eu am fost uimită să aflu că pe 3-4 dintre consilierii și astea sunt lucruri pe care le-au recunoscut și PSD-iștii, dar așa, mai în discuții informale. Nu au control pe voturile 3-4 dintre consilierii. Păi și de ce nu-i de afa? Nu știu. Asta să spună ei. Să-l întrebăm și pe domnul Tudorache. Totuși e interesant aspectul ăsta. Tudorache e... Încearcă omul în prima linie să-și recapete mandatul de care a fost văduvit. Am văzut că cheamă lumea la semnături. Păi înseamnă că și asta cu strângerea de semnături e o minciună. Nu e o minciună, dar până acum puteau să le termine de strâns, dacă și-ar fi dorit cu adevărat. Adică noi am mai discutat la capacitatea PSD-ului, da, dacă chiar erau sinceri în demers la capacitatea lor, la mai referă aici logistică, de resursă umană, de resursă financiară, strângeau de mult aceste semnături un partid de asemenea dimensiune, dacă nu înseamnă că PSD-ul nu are capacitate în sectorul 1, înseamnă că este un partid de câte? 10% dacă nu e în stare să strângă. Ori PSD-ul, nu vă spărați, în București are voturi mai multe decât USR-ul, decât PNL-ul, ceea ce înseamnă că au capacitate și au și electorat, nu? Acum da, mai ales că lumea a văzut diferența. Păi da, dar și în 2020, la alegerile locale, PSD-ul este primul partid la nivelul capitalei, la nivelul consiliilor. Deci la nivelul consiliului general, la nivelul consiliului local, ei au obținut cel mai mare număr de voturi. Da, e adevărat. Păi și înseamnă că ai și electorat, ai și capacitate și logistică, și de resursă umană, și financiară. Și atunci, dacă nu strâng semnăturile, ce înseamnă? Că nu dorești, nu? Adică n-ai vrut să faci un efort amplu. Ei fac, știți, și la sectorul 1 e aceeași problemă ca la moțiunea de cenzură. Ne explică că nu e momentul, că ei fac în anumite etape, în anumite momente ale lunii, în anumite momente ale anotimpului, după cum e vântul, dacă plouă, e soare. Ce înseamnă chestiunea aceasta? Am avut străzile pline de gunoaie. Ești PSD, ai spus că tu ai capacitate, vrei să dai afară pe doamna Clotil, să o dai jos, să faci referendum. Te apuci de strâns semnături, scoți pe stradă sute de oameni, că ai membri, nu? Și strâns semnăturile. Nu-și doresc de fapt asta, ei vor să tărăgăneze ca să câștige puncte. Domnule, noi ne batem, noi suntem principalul opozant, uitați ce rău face, dar nici căldicel. De ce? Probabil este teamă că, într-adevăr, noi am mai discutat, nu știu dacă un referendum, într-adevăr, el se poate organiza. Problema este așa că vom avea prezența la vot, la acel referendum, dacă oamenii vor ieși la acel referendum. Eu nu cred că vor ieși. Asta spun. Și atunci este un mare fiasco pe care PSD-ul nu-i pregătit să și-l asume. Și atunci mai bine jucăm așa, mai strângem semnături luna asta, mai... Fiindcă, totuși, nu imaginez că cineva ar dori să facă un blat cu doamna Clotilde Armand. Nu că n-ar face doamna Armand, dar îl face după care îl dă pe Facebook când îi convine dânsei. Da, nu imediat. Pune toată frișca în cap după aceea, te aleargă pe acolo. E complicat cu dumneavoastră. Nu vedeți ce face, ce capacitate, ce de haosare. E degeaba, spuneți. Doamna Armand este încântătoare. Da. Să umple sectorul de gunoaie și nimeni să nu reacționeze, are, cum să spun, o mare influență asupra noastră tuturor. Da, și pentru asta merită admirată. Da. Păi, unde-i flore și faună, deci nu e niciun fel de problemă în sensul ăsta. Da, eu mă gândesc, dacă am fi avut un primar, nu spun de la PSD, de la orice alt partid la sectorul 1 și umplea sectorul de gunoaie în halul acesta, eu cred că era manifestație publică. E adevărat? Sincer vă spun. E deci adevărat, nu. Așa e. Și reacțiile, m-am uitat la oameni, inclusiv reacțiile pe internet sunt slăbuțe pentru ce s-a întâmplat în sectorul 1. Da. Bun, și adică a comis multe fapte, deci inclusiv semnăturile astea, încredințările directe pe care le face, cu banii, da, cu chestii. Da, contractele, tot. Dar e o persoană foarte carismatică, doamna Armand, degeaba. Da, e carismatică, e plăcută. Gusturile nu se discută, domnul Chiriac, știți cum doamnă, e. Doamnă, eu am un gust comun, la fel ca majoritatea locuitorilor sectorului 1, da, care, de acord. Mă rog, și din București, însă are mulți, are mai mulți admiratori la nivelul Bucureștiului decât la nivelul sectorului 1. Da. Am văzut, mi-au arătat colegii postări din alte sectoare, domne. Și prin țară, n-ați văzut că este foarte plăcută, unde vreți, în toată țara oamenii. O iubesc. Da, 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 da. Dacă vă uitați la like-uri, într-adevăr, ei sunt de peste tot. Mai ales în diaspora, iarăși. Eu am observat că oamenii care o apără în general locuiesc în București. E foarte simplu să spui, dar ce aveți? Că se luptă cu mafia, dar vine să locuiești cu noi printre gunoaie și suntem de acord, facem schimb. Uite, merg eu unde, de unde sunteți? Din Oradea. Merg eu la Oradea sau la Bacău sau unde sunteți voi și veniți voi aici, stați aici în sectorul 1, nicio problemă. Credeți că începe să calce a președinte, doamna Armand? Nu, doamne ferește, nu. Dar de ce? N-ar fi distractiv? Nu, nu. Păi, stați puțin, ca să revenim aici. Ce îi se poate întâmpla mai rău României decât îi se întâmplă în guvernarea Câțu?
Să știți că eu am spus de vreo 3-4 ani că nu se poate mai rău și de fiecare dată mi s-a demonstrat că se poate mai rău. Eu zic să nu provocăm destinul acestei țări, că nu se știe ce se poate întâmpla. Cine și-ar fi imaginat toate lucrurile care s-au întâmplat, cel puțin numai dacă privim de undeva din 2016 încoace. Nimeni nu și-ar fi imaginat. Câte guverne, câți miniștri de proastă calitate, câtă răfuială politică, câte schimbări din astea s-au întâmplat. Nu, nimeni nu și-ar fi imaginat. Oameni pe care îi vedem astăzi în funcție de miniștri și nu ți-ai fi imaginat vreodată că te gândești că maximul, într-adevăr, hai, l-am lăsat să fie deputat acolo, a ieșit pe un vot pe listă, bine, foarte bine, stai acolo. Dar au ajuns miniștri, decid pentru noi lucruri, ne îngrădesc drepturi, ne ceartă pentru diverse lucruri. Nu, s-a depășit orice limită. Fiindcă veni vorba despre domnul Câțu, care și el cred că se vrea candidat la președinție și chiar președinte, e Superman, n-are cine să-i stea în față, domnule Câțu. Totuși, cum apreciați ca partid politic responsabil? Apropo, toate sondajele văd că vă dau partidul un 5%. Acolo unde a fost întotdeauna. Deci cu puțină... Bine, și la alegeri ați avut 5%. Păi tot acolo și suntem, peste ați avut, dar viața e pustiu. Da, nu, partidul niciodată n-a fost sub 5, de fapt. Absolut. Deci 5% fără implicarea fostului președinte Traian Băsescu, deci pe organizarea dumneavoastră, pe... Totuși, cum vedeți ceea ce se petrece? România este în plin dezastru, azi când vorbim. Economic, social, sanitar, politic. Dumneavoastră, cum apreciați totuși formulele astea prin care o moțiune de cenzură perfect legală nu este votată? Bun, că nu votează PSD-ul, că pică moțiunea, asta e altă poveste. Dar faptul că nu se supune la vot, da, în voința unor partide politice din Parlament, nu vi se pare grav lucrul ăsta? Bun. În primul rând, în mai puțin, imediat când place asta cu moțiunea, vreau legat de PMP. PMP este legat, vrem nu vrem, mă refer la publică, eu sunt, știți foarte bine, un mare admirator, legat de Traian Băsescu. Deci acest 5%, 6%, indiferent cât este vreodată, este legat de electoratul domnului Traian Băsescu într-o mare parte, într-o covârșitoare majoritate. În plus, partidul niciodată n-a avut sub 5%. La alegerile parlamentare a fost un 4,93%, am convingerea de plină că noi am intrat în Parlament. Deci 5% este scorul pe care PMP-ul l-a avut dintotdeauna. Nu e nici în plus, nici în minus. Deci e ceva normal care se recunoaște unui partid care are al treilea număr de aleși locali la nivel național. Acum, revenind la ce se întâmplă cu moțiunea asta de cenzură, este un precedent periculos. Astăzi, unora le convine, și mă refer la o anumită facțiune din PNL și poate alte partide de prin Parlament, le convine că îi ajută pentru Congres. Dar peste un an, peste doi, peste cinci, nu știm ce partide vor fi în Parlamentul României care vor proceda la fel. Deci noi, practic, avem în Parlamentul României o moțiune de cenzură blocată, pur și simplu, discreționar, de niște parlamentari. Moțiunea de cenzură este reglementată de Constituția României. Nu este așa că au scris ei într-un regulament sau într-o lege sau s-a decis. Nu, în Constituția României scrie foarte clar ce se întâmplă cu moțiunea de cenzură. Ea are drept orice parlamentar să o depună și se transmite guvernului în ziua în care a fost depusă și la 3 zile după momentul citirii ea se dezbate și se votează. Dar scrie clar, nu scrie că post într-un orizont de nu știu, minim 3. Nu, scrie clar. 3 zile în Constituție. Nu s-a mai respectat nimic din ce scrie în Constituție. Deci au călcat în picioare Constituția. Mie nu mi se pare nimic mai grav într-o țară decât să calci în picioare legea fundamentală. Și mai vorbim, ne raportăm la America, mai spunem că nu știu ce legături avem noi cu America. Nu avem, dacă în America Constituția e vârful, nu poți, nu e calcă beton, nimeni peste. E manualul de utilizare. Nu calcă nimeni peste Constituție. Ori la noi asta s-a întâmplat. Eu înțeleg că dacă s-ar fi supus la vot această moțiune de cenzură, ar fi fost două probleme. Unu, PSD-ul n-ar fi votat-o pentru că ei au alt drum în viață. Și o anumită parte a PNL-ului... Dar pot să înțeleg asta, domnule Constantin. Interesul meu ca partid politic de opoziție este să nu votez moțiunea în acest moment. Este dreptul lor. De ce să fac joc cu USR-ul? Dar ei n-au vrut să se vadă asta. De asta au mers împreună cu PNL-ul și în acest demers. Că sunteți expert în comunicare, da, totuși. Credeți că nu s-a văzut? A, s-a văzut, sigur. Păi nu, că nu. Ei au impresia că noi suntem toți niște proști care ne uităm la televizor și nu pricepem ce se întâmplă. Nu pricepem de mult cu toții și nu ăștia care suntem prin politică. Oamenii simpli, că vorbești că e pe stradă, oamenii au înțeles ce se întâmplă. Știți ce au înțeles cel mai rău oamenii? Că ei chiar sunt pe cont propriu în toate punctele de vedere și că e o junglă din care scapi doar dacă ai bani sau dacă ai tupeu. Pentru că în momentul ăsta ce se întâmplă cu prețurile, ce se întâmplă cu partea asta economică, e o luptă de supraviețuire extraordinară pentru oameni și se vede deja pe stradă, adică
adică se simte sărăcia, nu ține, nu e ceva care nu se vede sau se vede doar într-un card sau în momentul în care ți salariul, nu, sărăcia începe să se vadă după cum arată orașele, străzile, oamenii, mașinile, tot de la cum ești îmbrăcat, tot într-un oraș și într-o comunitate începe să se vadă sărăcia. Și România începe să se vadă cum sărăcește, cum scade, degeaba ne povestește nouă la televizor. Deci, iar această răfoială politică nu mai pasionează pe nimeni. Dacă înainte ne mai uitam așa distrați, cum se uite ce i-a zis, cum se ceartă, nu mai ai răbdare cu lucrurile astea. Că nu știi copilul dacă mai poate stea la școală, ai nevoie la spital, nu se mai poate, că e cu COVID-ul, mască peste tot, trebuie să cumperi în plus diverse lucruri, vaccinul, testul, certificatul, e stresat în continuu, dincolo de lucrurile care te stresează oricum în viața de zi cu zi. Oamenii acum nu mai au răbdare, nu li se mai pare nici măcar amuzant ce fac politicienii. Au înțeles cu toții că s-a bat jocuri Constituția, au înțeles cu toții că și-a bătut cineva joc de votul lor, da, la alegerile locale și la alegerile parlamentare, nu mai există încredere în vot. Eu vă vorbesc cu oameni, nu vorbim de sectorul 1 aici. Și prin țară. Oamenii au impresia că adică ei votează degeaba. Îți dai votul și îți va fi fraudat. Da. Să știți că am aceeași impresie, același gust amar după ce am văzut la sectorul 1. Da. Eu, ca observator atent al vieții politice, ca cetățean standard mediu, bă, degeaba votez dacă intră ea după aceea echipa câștigătoare și am văzut că merge cu rucsacul în spate, în sala de voturi. Și după un an de zile, procuratura n-a făcut absolut nimic în Montreal. Ne-a spus că da, s-au fraudat alegerile, dar e o opinie, nu e nicio problemă. Asta spun. Și simțiți că lucrul ăsta se petrece în toate domeniile, și vis-a-vis de parlament, și de președinte, și de primar, și de tot ce înseamnă. Știți de ce? Pentru că exista o anumită legendă, așa, în comunități. Oamenii spuneau că ei votează degeaba, că ăștia numără, ei aleg, ei fac mai departe. E momentul în care tu începi să ai niște dovezi. Sectorul 1, mediatizat peste tot, tu știi ce s-a întâmplat în sala cu Saci. Auzi că la Timișoara nu avea voie să candideze primarul, că nu știu ce, cu reședința, cu explicăle la oameni, că deja toată lumea s-a săturat. Mai sunt și alte localități prin care există tot felul de suspiciuni. În momentul ăla, oamenilor cumva li s-a confirmat ceea ce ei credeau și imaginau, că votul lor nu e chiar așa. E, nimeni nu a venit și aici e o vină gravă a autorităților și a oamenilor care aveau autoritatea să spună asta. În primul rând trebuia reglat sectorul 1 limpede, justiția trebuia să ia atitudine, să spună ori albă, ori neagră, nu contează ce, dar trebuia să existe clar, dumne, aceste măsuri s-au întreprins, acesta este rezultatul. Doamna Constantin, cu toată dragostea, albă n-avea cum să fie, că vă dau imaginile acum. Păi nu, a fost primul copil alb născut, doamna Armanda, acolo, să fie și albă, da. Glumesc, nu, dar indiferent ce ar fi spus, important era să existe o autoritate care vine să adresează cetățenilor și le spune, domne, au existat aceste suspiciuni, am întreprins aceste demersuri și avem aceste rezultate. Nici nu mai contează care sunt, dar n-a comunicat nimeni, a rămas totul așa într-o băltire care a dat impresia că, evident, s-a fraudat grav, grosolan, votul în sectorul 1 și poate și în alte locuri, după care au fost și la parlamentare diverse suspiciuni. Însă ce spun eu este că oamenii înțeleg așa, deci noi degeaba începem să votăm, că voi oricum vă puneți pe acolo ce vreți, faceți voi ce vreți și oricum nu respectați nicio lege, pensiile, nu respectați legea pensiilor, nu ne dați pensiile cum ați votat voi singuri în parlament, nu ne dați nici măcar indexarea, au învățat săracii pensionari ce înseamnă indexarea, vă dați seama, nu treaba pensionarului să știe el lucrurile astea, bun. După care, deci nu respectați, nici alocațiile nu le-ați dat la copii, deci voi, nici Constituția, voi vă depuneți moțiune, tot voi vă încălcați legile și nu o puneți, nu o votați și oamenii ce zic, bă, dar noi suntem singuri pe, de fapt, în țara asta. Antreprenorii așteaptă, nu le dă nimeni niciun leu, nu le spune nimeni nimic, dar în continuu vin peste ei cereri, solicitări, restricții, să respecti. Eu să respect cetățean, dar tu parlamentar nu respecti nimic sau tu politician. Cam asta e opinia oamenilor, nu mai vor să audă de politică, nu mai vor să audă nimic. Încearcă săracii să supraviețuiesc cum pot. Și ăsta e un adevăr. Că nu știi, copilul la școală, eu aud astăzi că iarăși să închidem școlile până sector, până în București, domnul Câmpeanu săracu se luptă să le țină deschise, dar nu se reușească. Mi-e teamă că nu. Mi-e teamă că previziunile că la 15 octombrie o să avem 20.000 de infectări pe zi, doamna Constantin, se vor adeveri. Se vor adeveri și lucrul ăsta va duce din nou la închiderea școlilor. Totuși, copiii ăștia de aproape 2 ani de zile nu învață carte. Nu, noi nu înțelegem, eu vă spun, oamenii nu înțeleg ce înseamnă închiderea școlilor. Sunt niște efecte devastatoare, dincolo de educația în sine, ce învățau materiile. E o chestiune de adaptare la societate pe care noi le furăm
acestor copii. Gândiți-vă că noi spunem pe cifre oficiale că sunt 200.000 care nu au avut acces la școala online. Păi 200.000 e așa o cifră pe care discutăm noi. Dar noi nu știm în mod real în fiecare casă ce se întâmplă. Sunt copii care au învățat 5 copii într-o casă pe 2 telefoane sau pe un laptop și un telefon. N-au avut acces la școală. Noi nu putem compara nici măcar Bucureștiul, că nici în București nu se face școală online. Despre ce discutăm? Cu restul comunităților din țară. Deci eu îl văd pe domnul Câmpeanu că se luptă. Însă, ținerea deschisă a școlilor în toată lumea asta a fost un efort comun al întregii societăți, de la autorități la cetățeni. Tu nu poți să-mi faci în București festivalul Saga, să-mi umpli tot weekendul de maratoane, de ce nu se fost, putea... Ce a fost nebunia asta, doamnă? Că tot nordul Bucureștiului n-a putut să doarmă. Deci nu da, și a putut să circule. Ziua nu puteai să circul, noaptea nu puteai să dormi. Cu circulația e greu și acum, că eu am întârziat. Da, știu. Știți bine că cu circulația e o poveste veche care continuă. Care s-a accentuat. Da. Deci de unde vin ia ceva primarul, ia... Nu, aceste festivaluri... Cu maratonul, se închide tot în asta weekend. Asta încerc să vă spun. Deci tot weekendul a fost închis cu maratonul. Am avut și festivalul Saga. Avem concerte. Îmi scria, lucrez, am o, mă rog, o asistentă care și lucrează cu mine pe partea aceasta de tot felul de proiecte. În fine, și îmi spune, sunt la concert sâmbătă. Și dar ce concert e în București? Și îmi trimite poze de pe acolo. Era Piața Constituției plină, erau nimeni la măști, era o nebunie totală. Eu sunt de acord, deschidem viața, deschidem economia. Pe atunci de ce mi-ai închis școala? Adică tu tot weekendul îmi ții festivaluri, concerte, maratoane în oraș. Și luni îmi spui că nu poți să ții școala deschisă? Păi avem o problemă gravă de tot ca noi, ca societate. Deci eu nu spun, eu am fost pentru redeschiderea totală a economiei. Aceste festivaluri, că ați întrebat, aceste concerte, ce rol au ele pe lume? Ele, de fapt, sprijină economia, ajută, vin, se întorc în economie. De asta Antoldu n-a fost sacrificat, pentru că a adus foarte mulți bani în Cluj. Despre asta e vorba și în regiune până la urmă. Pentru că ce înseamnă un astfel de festival, de la cazări, la tot ce înseamnă turism, industria aceasta Horeca, hotelieră, tot aduce foarte mulți bani, inclusiv către primărie. Vin acești bani. Nu? Există un interes al statului, al primăriei, al administrației, al consiliilor județene, depinde prin țară. Dar nu poți să-mi spui că fac festival, fac maraton, fac concert, vineri, sâmbătă, duminică, dar luni am descoperit că sunt copiii bolnavi de COVID și închidem, trimitem acasă. Adică școala trebuie să fie o prioritate. Noi avem, suntem o țară cu o rată abandonului școlar timpuriu foarte ridicată în întreaga Uniune Europeană și întreaga Europa. Păi în momentul în care mai închidem școlile acum e al doilea an, despre ce vorbim? Ce copil care are 8-9 ani, cum îi adaptăm noi pe copiii ăștia apoi în societate? Ei nu mai socializează, stau acasă și stau într-un calculator. Dacă l-au, dacă nu l-au, nu știm exact ce se întâmplă cu ei, nu ai cum să-i mai readuci în școală dacă îi ții iarăși închiși. Acum se termină semestrul, deci dacă îi închizi în octombrie, când îi mai aduci înapoi? În martie sau când? O să fie tot închis. Cum spuneți dumneavoastră? Efectiv, așa se întâmplă. Despre asta e vorba. Că am mai avut experiența anilor trecuți. Da. De pandemie. Da. Credeți că totuși cineva va începe să conducă țara după alegerile din 25 septembrie? Nu, eu am această, nu mai am această convingere. De ce? Că e domnul Iohannis la golf? Sau de ce? Nu, așa ieșire inadecvată ca domnului Iohannis rar am mai văzut. Ar fi fost inadecvat domnul Iohannis cu golful și dacă nu eram în pandemie, dar în acest moment, în ce se întâmplă în România și cu facturile astea la electricitate, e atât de inadecvat. Eu înțeleg rostul unui președinte de a reprezenta țara și, mă rog, instituția prezidențială în tot felul de evenimente. Înțeleg că golful este un sport care ajută foarte mult pe zona aceasta de business, cu investitori. Eu pot să înțeleg că sunt un om totuși care se învârte în zona asta politică și pot să înțeleg și economică și pot să înțeleg mecanismele. Dar nu pot să fie atât de inadecvat ca șef al statului față de oamenii care trec într-o perioadă dificilă. Eu mi-am terminat așteptările că această țară va mai fi guvernată în corespunzător în perioada următoare, dintr-un simplu motiv. Nu mai are oamenii de stat, oamenii politici care să facă asta. De unde îi scoatem? De unde îi luăm? În aceste partide care este astăzi, nu îmi pare rău. Nu sunt. Cu tot respectul, oameni de bună calitate, însă unii dintre ei, însă nu au nicio șansă să ajungă cu adevărat în funcții importante, mă refer aici să conducă ministere și guvernul. Nu, pentru că metodele prin care noi aducem în față oameni astăzi în România, mă refer la partidele politice, nu mai țin de criterii din acestea de competență, de moralitate, de un anumit istoric într-un anumit domeniu, nu. Este exclusiv o chestiune de prietenie, de relații, de pile, de interese economice. Doamne, o întrebare foarte gravă până acum. Credeți că organizarea și funcționarea partidelor politice ar trebui mai bine reglementată? Modul în care se face congresul, cine poate să acceadă la anumite funcții în partid,
Credeți că ar fi posibil așa ceva? Nu, asta nu se întâmplă nici în alte state, adică o astfel de reglementare, pentru că partidele sunt reglementate, există o lege finanțării care reglementează, dar dacă venim pe zona aceasta de cadre, că asta va interesa mai mult. Și organizarea internă a partidelor. Ele funcționează în baza unor statute ale lor. Și nu pot să intervin, pentru că sunt entități private, dacă vreți. Nu pot să intervin. Public, da. Da, știu, dar nu pot să intervin că peste ele. Societatea comercială, noi de pildă, entitate privată, 100%, e foarte bine reglementată. Și eu știu asta. Doar că... Deci contabila trebuie să aibă atestat de contabilă pentru a ne face... Bun, atunci trebuie să stabilim că ministrul sănătății trebuie să fie neapărat medic, să aibă anumită experiență. Să vină din anumite zone, să fie medic, economist, jurist. Bun. Putem... Ceea ce nu e absurd. Dacă ești agricultor și vrei să conduci Ministerul Sănătății, nu prea e în regulă. Mă rog, au mai fost situații la noi se întâmplă, nu vedeți întâmplă, tot felul de lucruri, dar nu știu, alte state nu fac asta. Nu cred că asta e problema. Problema noastră e una de caracter. Și aici nu ai cum să repari. Nu poți să reglementezi de niciun fel. Pentru că și dacă reglementăm așa, o să-mi iau unul care are o diplomă de economie și care e problema. Școala la... Era să zic acum cu domnul Câțu, da? A făcut la școala Mabutu, undeva. Da. Da, și are o diplomă de economie și bifează acolo că a fost economist. Care este problema? Nu putem să-l punem ministru? Ba da. Deci e o chestiune care ține de calitatea morală în momentul de față. În partide a devenit totul o răfuială continuă. Este o băltire și o mocirlă de nedescris. Vă spun, o să spuneți, ok, a venit asta tot politician și spune asta. Da, spun asta. În toate partidele este o băltire de nedescris în acest moment, o mocirlă, o răfuială continuă, de multe ori fără logică, pentru că nu în toate partidele există interese între acestea, da, de funcții sau de bani, sau de, pentru că nu toată lumea e la guvernare, de exemplu, toată lumea e la putere, dar există aceeași manieră de a măcina în interior oamenii de bună calitate, de a da la o parte oamenii competenți și de a duce în față tot felul de paiațe care pot fi bine controlate. Eu de asta mi-am pierdut încrederea că mai poate cineva să guverneze. Păi la ce foame a fost de oameni care să vină să guverneze și cât au stat oameni în stradă? Au fost și oameni cinstiți care au stat în stradă, da? Pentru, sperând că o să vină un guvern care chiar să facă ce trebuie. Uitați-vă ce au putut să facă. Deci au dezamăgit și la nivel guvernamental și la nivel de administrație publică întreaga țară. Nimeni nu mai are încredere în nimic în momentul de față. Cetățenii, toată lumea e pe cont propriu. Doamna Constantin, s-a vehiculat mult ideea de alegeri anticipate. O să pice această idee acum. A vehiculat-o și PSD-ul, iar cum veni, mai ales că în ultimul sondaj are 36%. O să sară de 40%. O să sară, da. Așa cred și eu. Ar vrea și AUR, care înțeleg că și el a sărit de 20% în mod real. Nu o să meargă deocamdată cu alegerea anticipată acum, dar probabil că în primăvară problema va fi pusă cu multă putere. Da. Credeți că e posibil până la urmă acest lucru? Eu tehnic nu cred că este posibil. Deci tehnic, dacă ne uităm la Constituție și privim lucrurile rațional, nu ai avea cum să faci alegeri anticipate în România. Însă, așa cum am avut alegeri anticipate în Republica Moldova, cine ar fi crezut vreodată că Republica Moldova, care nu e un stat membru UE, nu e un stat membru NATO, da, nu e un stat, nici nu e măcar mai pasionați de mers sunt acestea democratice, au avut totuși alegeri anticipate. Însă, ce cred eu este că dacă nu va exista acea împăcare, între ghilimele, despre care tot vorbește între USR și PNL, eu cred că useriștii sunt suficient de, cum să spun eu, impulsivi, tineri, da, în politică, încât să plece pe un drum foarte periculos. Adică domnul Goie și-a luat dulceața și a pus-o în toți roșunii pe care i-a găsit pe drum. Cam asta face USR-ul astăzi. Iar PSD-ul s-ar putea să speculeze. Depinde care sunt interesele pe care noi nu avem cum să le cunoaștem. Da? Băieții aceștia care se joacă elasticul și întind sforicelele prin spatele paiațelor pe care noi le vedem, poate că au o idee despre ce ar vrea să facă. Și poate că vor să legitimeze, să știți, inclusiv un parteneriat PSD-PNL poate fi legitimat prin alegeri anticipate. Mult mai ușor decât dacă spui, da, domnule, nu ne înțelegem cu ăștia de la USR, am găsit pe ăștia de la PSD, vrem să guvernăm cu ei, da, da. Domnule Constantin, eu cred că USR-ul ar putea să dorească alegeri anticipate, ar putea să obțină un scor mai bun decât cel de 15%, dar cred că nu și-ar dori, fiindcă n-ar avea șanse să participe la guvernare. Decât alături de PSD, că dacă PSD ți-a peste 40%, e greu să-l lași în opoziție. Uitați, acum, în USR, cred că există un singur om care și-ar dori la guvernare cu orice preț. Acela este domnul Ghinea.
Domnul Ghinea, săracu, a lăsat moștenire un PNRR, niște povești acolo pe bani de consultanță. Ce plăcut, ce de bani, da. Ce de... Să știți că viața e chiar nedreaptă. Omul și-a pus acolo, și-a aranjat patul, și-a da. Pus pernița, și-a pus cartea pe noptieră. Asta spun. Și a venit cineva și l-a dat afară. A plecat și din Parlamentul European, că avea un mandat acolo. A, omul nu are serviciu acum. Păi asta încerc eu să vă spun, că eu sunt, vedeți, eu sunt empatică, eu am rămas un om empatic, indiferent ce... Deci, bietul om a renunțat la mandatul de europarlamentar. A venit acasă ministru, că nu putea să fie, că nu e ca în România, dacă ești deputat poți să fii și ministru și dacă te dă afară, te duci înapoi în Parlament și stai liniștit. Nu, domnul bine, a rămas fără mandat. Acum a rămas și fără PNRR. Adică, strop de inimă n-au avut oamenii ăștia. Dar, pe de altă parte, eu zic așa, că dacă doamna Dragu va fi aruncată de la șefia Senatului, eu cred că vom asista la un incendiu pe care îl va provoca USR-ul, care va fi foarte greu de ținut în mână ulterior. Și eu cred că, de fapt, ăsta e drumul. Va fi dată jos doamna Dragu de la Senat și mai departe opriți măcelul dacă mai aveți cum. Pă, această concluzie optimistă spusă de dumneavoastră, doamna Constantin, partidul noastră nu participă la incendiu. Nu, că n-are cum, nu e în Parlamentul României. Nu, nu vorbim de Parlament, vorbim de scena politică. Cristian Diaconescu e foarte activ și bine primit. Foarte are bine, un... toți colegii noștri sunt foarte activi și prin țară și prin consiliile locale, județene. Are o presă bună. Noul președinte al partidului noastră chiar nu l-am văzut contestat pe nicăieri. Da. Deci asta vreau să spun, nu o să contribuiți la acest incendiu pe care spuneți că nu, îl va strâni USR-ul. PMP-ul a fost întotdeauna un factor de echilibru, mai ales când eram în Parlament, pe noi niciodată nimeni nu ne-a acuzat că am creat vreun fel de destabilizare a lucrurilor. Din contră, am fost întotdeauna, am avut o conduită instituțională foarte bună și asta e un lucru pe care, sigur, l-a insuflat Traian Băsescu, dar și Eugen Tomac a avut această dorință ca partidul să fie întotdeauna un factor de echilibru și serios în toate demersurile sale, dar PMP a fost întotdeauna activ pe temele importante pentru români. Totdeauna am avut și colegii din țară, astăzi sunt foarte activi în comunitățile lor. Să nu vă imaginați că ce se întâmplă la București nu se transferă în linii mai mici și la nivelul județelor. Oba, da, este acela scandal pe care vedeți la București, se întâmplă în toată țara în acest moment. Deci e important să existe întotdeauna și un factor de echilibru. Acum s-a întâlnit acest aur cu acest USR, ei au așa un apetit pentru a crea crize, pentru anarhie și s-au întâlnit, s-au regăsit. Revoluționar, da, vă plăcuți, dați seama că USR-i se uită la urși și zice, măi, așa eram și noi în 2016, când ne-am mai țineți minte, când intram noi cu plăcuțele alea și înjuram și ne băteam și alergam pe holuri. Și filmam. Da, și acum a venit aurul și fac și ei la fel. Ce treabă avea asta cu parlamentarismul, cu a respecta cetățenii? Eu nu înțeleg, adică poți să faci lucruri și chiar dacă ai un număr mic de parlamentari, poți să faci lucruri dacă e serios și e așa, ușor, ușor, gospodărește. Așa, PMP-ul, să știți că multe lucruri în Parlamentul României așa le-a făcut. Noi n-aveam, la final am avut 17 deputați și vreo 5 senatori rămăseseră. Și cu toate astea, pentru că am avut această manieră de a gândi lucrurile, Eugen Tomac, Marius Pașcan, ei așa făceau, luau frumos, vot cu vot, partid cu partid, putem să vrem și noi. Mergem să contestăm la Curtea Constituțională codul administrativ. Și am reușit, PMP-ul l-a făcut. Nu trebuie să faci scandal, nu trebuie să spargi geamurile. Noi în continuu spargem geamuri. Asta se întâmplă în Parlamentul României, spargem geamurile. Deci merg pe această predicție pe care ați făcut-o că USR va da foc. Da. Și să vedem dacă președintele Iohannis o să aibă o tulumbă suficient de puternică, de mare, de... Eu mă tem că o să-i dea foc și președintele Iohannis, dar n-aș vrea că după aceea înțeleg că domnul Iohannis se supără dacă spui astfel de lucruri, dar eu cred că USR-ul primul foc îl va pune la Cotroceni. Eu zic că de acolo o să înceapă incendiu. Foarte interesant ceea ce spuneți. Un om cu experiența noastră politică trebuie luat în seamă. Doamnă, vă mulțumesc foarte mult, ca de obicei. A fost o mare plăcere interviul cu dumneavoastră. Stimații telespectatori, rămâneți alături de noi. La ora 13 avem un interviu surpriză cu fostul ministru al transporturilor, deputatul Răzvan Cuc, PSD, cel cu podul de la Brăila. Vedem ce se mai întâmplă. Poate ne spune ce a mai făcut o altă stea a USR-ului, domnul Cătălin Drulă, pe foarte curând.